Pentru cei de la Partidul Național Liberal nu e nicio noutate, pentru că alături de Virgil Popescu, dumnealor și-au asumat să pună pe butu sistemul energetic românesc. Dar pentru Partidul Social Democrat este o situație stânjenitoare, ca după ce propagă de ani de zile interesul pentru sistemul energetic românesc, astăzi, la momentul adevărului, să voteze împotrivă. Coaliția anunță astăzi, cu verbe clare, un singur lucru, că închide minele de cărbune din România, că închide termocentralele care funcționează pe bază de cărbune, contrar a ceea ce propagă pe la televiziuni, pe la interviuri, în Parlament, cei de la Partidul Social Democrat. Închid aceste lucruri în condițiile în care nu există nicio obligație în PNRR. Știu, se scuză, acest PNRR a devenit o umbrelă pentru neputință. Îi aud pe cei de la PSD, așa cu capul a plecat, uitându-se la pantofi, că se scuză și că nu pot să voteze din cauza PNRR-ului. Stimați colegi, dragi români, PNRR-ul nu interzice să pui ceva în loc înainte să închizi. Oricât de tare ați vrea dumneavoastră să vă scuzați, așa cum v-a scuzat, cum ați încercat și pe povestea cu pensiile, v-a explodat în față și a fost o minciună. N-ați reușit să găsiți soluții pentru creșterea prețurilor la energie și ați dat vreo 4 ordonanțe care au blocat acest lucru, acum găsiți soluția închizând. În PNRR există 1,4 miliarde de euro primite de România pentru capacități noi pentru capacități noi de producție. Adevărul este că nu ați fost niciodată în stare să construiți ceva nou, niciodată nu ați fost interesat pentru miile de oameni pe care acum îi lăsați pe drumuri și discutați despre rezervă tehnică, ca și cum ce o ar funcționa fără excavatoare, și puneți pe butu sistemul energetic din România ascultând umilind de Virgil Popescu.